Bună dimineața, dragilor! Dacă v-am prins în această zi în fața televizorului sau dacă l-ați pornit special pentru a fi alături de noi, atunci vă garantez că următoarea oră va fi una câștigată, datorită multitudinii de informații deosebit de utile și de interesante pe care vi le-am pregătit. Terapiile biologice în bolile autoimune. Sughițul. Cum consumăm carnea de miel. Tradiții în prima zi de Paște. Tips and Tricks cu Sonia. Sport. Invitați în platou sunt astăzi dr. Cristina Ștefan, medic specialist orele, vorbim despre sinuzite. Cu dr. Andreea Meruță, medic specialist chirurgie plastică și reconstructivă, voi sta de vorbă despre cum este influențat psihicul de reconstrucțiile mamare, iar de la dr. Ilie Dâmboiu, medic specialist oncologie, aflăm mai multe despre importanța psihicului și a gândirii pozitive în lupta cu bolile grave. Despre bolile autoimune. Am vorbit deseori în emisiunea noastră. De această dată vom face referire la terapiile biologice care sunt aplicate în acest tip de afecțiuni. Peste jumătate de milion de români suferă de reumatism. Durerile și imposibilitatea de a face anumite mișcări îi fac pe reumatici să apeleze la cantități mari de medicamente. Pentru ei există de ceva timp și la noi în țară terapiile biologice. Relativ frecventă este poliartrita reumatoidă, unde avem o serie destul de largă de agenți biologici pe care îi putem utiliza, la care s-au adăugat mai recent și alte medicamente convenționale țintite. În plus, avem de-a face și cu artropatia psoriazică, care este afecțiunea inflamatoare asociată psoriazisului. Ea poate să afecteze până la o treime dintre acești pacienți. Sigur, terapia biologică poate fi utilizată și la pacienții cu spondilartrită și aici cred că cea mai frecvent întâlnită este spondilita anchilozantă. Sigur că înainte de a începe un astfel de tratament e nevoie să ne asigurăm că pacienții nu au contraindicații pentru tratamentul biologic și aici aș menționa ca obligatoriu screening-ul pe care îl facem noi la pacienții care au nevoie de acest tratament, respectiv analize pentru depistarea hepatitelor virale B sau C și pentru tuberculoză. Știm că există riscul acestor agenți de a reactiva aceste infecții și atunci este nevoie de urmărire. Sigur că pacienții care primesc tratament biologic sunt atent monitorizați, iar dacă apar efecte adverse, este nevoie să regândim schema de tratament. În cazul în care îndeplinesc acest protocol, iar noi respectăm recomandările Societății Române de Reumatologie, pacienții primesc tratamentul gratuit, nu este nevoie de o altă taxă suplimentară. În cazul în care ne hotărâm că un pacient are nevoie de tratament biologic, este nevoie de parcurgerea tuturor pașilor din protocoalele Ministerului Sănătății, respectiv inflamație pe analize, faptul că pacienții nu au răspuns la tratamentele anterioare și de-abia după aceea trecem la etapa următoare, respectiv a tratamentelor biologice. Pentru a beneficia de gratuitate, trebuie parcurși toți pașii recomandați de specialist. Avem o gamă largă de terapiile biologice și depinde de tip de medicamentul biologic. De obicei, avem medicamentele care trebuie să fie administrate intravenos, în formă de perfuzie. Această formă de medicamente trebuie făcută doar la spital, sub supraveghere cadru medical. Poate fi făcută odată la 4 săptămâni sau odată la 8 săptămâni. Există și terapii biologice care trebuie să fie administrate sub formă injectabilă, subcutanat. Poate fi făcută de pacient personal sau de a unui membru de familie a pacientului și de obicei trebuie făcută o dată pe săptămână sau o dată la 2 săptămâni. Și în ultimii ani avem și medicamentele biologice sub formă de comprimate cu administrare orală. Puține dureri sunt atât de persistente și de neplăcute precum cele asociate cu sinuzita. Ce cauzează însă această afecțiune și cum poți să scapi definitiv de ea? Vom afla cu siguranță răspunsurile de la primul nostru invitat, doamna dr. Cristina Ștefan, medic specialist ORL. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit!
Ce sunt rinosinuzitele? Pentru că despre ele am stabilit că vom vorbi. Rinosinuzita este o entitate patologică foarte frecventă în practica cotidiană. Rinosinuzita este o afecțiune inflamatorie a mucoasei nazale și a sinusurilor paranazale. Criteriile de clasificare sunt multiple. După durată avem rinosinuzite acute, când simptomele sunt mai vechi de 4 săptămâni, avem rinosinuzite subacute, când simptomele datează între 4 și 12 săptămâni, și rinosinuzite cronice, când sunt mai vechi de 12 săptămâni. Avem, după etiologie, avem rinosinuzite virale, bacteriene, fungice. După sinusurile afectate, avem sinusurile, rinosinuzitele maxilare, etmoidale, sfenoidale și frontale. Iar după numărul de sinusuri cuprinse, sunt polisinuzite, când sunt afectate mai multe sinusuri, sau pansinuzite, când sunt afectate toate sinusurile feței. Iar după formele complicate și necomplicate, vom vorbi ulterior. Diagnosticul se stabilește în funcție de aspectul clinic, de semnele endoscopice și de modificările imagistice. Asta ce înseamnă? Că pacientul, pentru a ajunge la dumneavoastră, trebuie să se sesizeze că se întâmplă ceva cu el. Care sunt acele semne care ar trebui să-l îndrume către dumneavoastră? Semnele sau simptomele sunt majore sau minore. Cele majore ar fi durerea sau plenitudinea facială, rinorea sau secrețiile nazale anterioare sau posterioare, hiposmia sau anosmia, care reprezintă de fapt absența mirosului sau diminuarea mirosului, ar fi febra și semnele minore ar fi durerile dentare, oboseala, durerile de cap, cefalea. Și diagnosticul se stabilește prin prezența a două semne sau simptome majore sau unul major și două minore. Dar bănuiesc că diagnosticul se stabilește și în urma unui control, la care, atunci când pacientul se prezintă la medic, care ce include? Ce se întâmplă când pacientul ajunge în cabinetul medicului orelist? Are loc examinarea clinică. Se face o rinoscopie anterioară, posterioară, un examen endoscopic sau fibroscopic, care este de mare acuratețe și vine în stabilirea diagnosticului corect. Diagnosticul se stabilește pe baza istoricului pacientului, a semnelor cu care se prezintă, dar este confirmat pe baza examenelor paraclinice, care sunt acestea: fibroscopia sau endoscopia, examinările imagistice și examenul bacteriologic. Atunci când vorbim despre endoscopie, probabil că multă lume are această teamă că ar putea să fie dureroasă. Este dureroasă? Se face anestezie locală măcar? Este o manevră blândă, nu este traumatizantă pentru pacient. Se face o anemizare a foselor nazale și astfel pacientul nu simte manevra de endoscopie. Se poate folosi o fibră optică flexibilă, foarte subțire, atraumatică, care se introduce pe nas și se examinează anatomia foselor nazale, rinofaringele și se poate ajunge până la nivelul corzilor vocale, sau endoscopia rigidă, care este puțin mai neplăcută pentru pacient. Spuneți-mi, vă rog frumos, care este tratamentul care se prescrie în mod normal în cazul unei rinosinuzite? Tratamentul este de două tipuri. Este tratamentul medicamentos și tratamentul chirurgical. Tratamentul medicamentos este recomandat în funcție de forma clinică de sinuzită acută, cronică, complicată, necomplicată, și în principiu include administrarea de decongestionante nazale, lavaj cu soluții saline, un antialgic sau antiinflamator, mucolitic, antihistaminic și antibioterapie în funcție de examenul bacteriologic, iar durata este în jur de 7-10 zile. Iar în cazul în care pacientul, să zicem, că trece cu ușurință peste simptomele pe care o rinosinuzită îi le aduce în viață și nu se tratează, se poate ajunge la anumite complicații și, dacă da, care ar fi acestea? Sigur că da, complicațiile sunt multiple, ele sunt locale și sistemice. Cele locale sunt osteomielita, care este de fapt
răspândirea procesului infecțios de la sinusurile paranazale la structurile osoase adiacente. Există complicații oculo-orbitare, care sunt foarte frecvente datorită regiunilor anatomice ale sinusurilor paranazale cu orbita, și acestea sunt celulită preseptală, celulită orbitară, absces orbitar, tromboză de sinus cavernos. Avem complicații intracraniene, cum ar fi meningita și abcesul cerebral, care pot duce la comă și exitus. Iar complicațiile sistemice sunt complicații pulmonare, cum ar fi bronșita, BPOC-ul, astmul bronșic, sau cele sistemice care sunt sepsisul sau șocul toxicoseptic, care și acestea pot duce la comă și exitus. Deloc de neglijat, așadar, această afecțiune. Mulțumim foarte mult pentru explicație, doamna doctor. Vă mulțumesc tare mult. De-a lungul veacurilor, oamenii s-au întrebat de ce sughiță. Au apărut și numeroase explicații, unele rezonabile, altele deosebit de fanteziste. Spre exemplu, cu secole în urmă se credea că un puseu de sughiț indică faptul că un copil este în creștere. Ei bine, în prezent, oamenii nu mai cred în astfel de teorii fanteziste, însă, în continuare, sughițul rămâne destul de incert. Frecvent la nou-născuți și copii, dar și la persoanele adulte, sughițul a generat numeroase întrebări în legătură cu prezența lui. Factorii declanșatori sunt dintre cei mai variați, de la perturbări la nivelul căilor nervoase care leagă creierul de diafragm la boli cronice. El va apărea prin iritația mușchiului diafragmului, un mușchi care separă cutia toracică de cutia abdominală. Atunci când diafragmul este iritat, el va reacționa prin contracții spastice și va duce la închiderea bruscă a epiglotei, vibrația corzilor vocale, și astfel se aude sughițul. Se poate întâmpla ca sughițul să vi se pară un lucru banal, dar sfatul nostru este ca atunci când persistă să consultați medicul. Pe noi ne interesează sughițul cronic, sughițul care durează mai mult de 48 de ore, câteodată fiind întâlnit sughiț care durează mai mult de o lună de zile. În cazul sughițului cronic, noi trebuie să ne punem întrebarea dacă nu cumva este imaginea unei afecțiuni medicale cronice sau unei afecțiuni medicale grave. Episoadele scurte de sughiț sunt frecvente și nu pun probleme deosebite. Ele pot apărea în cazul aerofagiei, când pacientul înghite aer, ingestia, în cazul ingestiei de alimente picante, băuturi carbogazoase, când se modifică brusc temperatura ambientă sau în cazul excesului de alcool și tutun. Specialiștii au ajuns la concluzia că un nivel crescut de dioxid de carbon în plămâni poate ameliora sughițul. Majoritatea episoadelor de sughiț sunt ocazionale și se rezolvă de la sine. Nu există un tratament etiologic, dar sunt leacuri băbești, să le spunem, leacuri empirice, cum ar fi oprirea bruscă a respirației sau apăsarea pe abdomen sau apăsarea pe globii oculari. Așa cum am spus, de cele mai multe ori, peste câteva minute, problema se rezolvă. În cazul unui sughiț cronic, care durează mai multe zile, pacientul trebuie să se adreseze medicului și cauza sughițului trebuie rezolvată chirurgical de cele mai multe ori. În cazul sughițului, noi putem să folosim diverse remedii empirice. Ele nu au o bază științifică. Singurul caz în care a fost demonstrată o implicare științifică este atunci când dioxidul de carbon scade în sânge și sughițul poate dispărea. Dintre remedii putem să menționăm un inspir forțat urmat de oprirea bruscă a respirației și eventual acoperirea nărilor și urechilor, consumul de apă rece, inspirații profunde și repetate. Despre carnea de miel, se spune că ar fi un tip de carne destul de grea. Dar ce înseamnă această expresie? Au aflat colegii mei. În perioada sărbătorilor pascale se mănâncă miel. Carnea acestuia trebuie să fie verificată de veterinar, altfel pot apărea probleme de sănătate. Mielul ar trebui să aibă o greutate de 10-15 kg.
datorită acestei concentrații de purine. Cu cât mielul este mai mare, cu atât concentrația de purine este mai mică. Mielul ar trebui să fie crescut într-un mediu natural, să mănânce iarbă, nu furaje amestecate cu hormoni sau cu antibiotice. De aceea, carnea de miel ar trebui testată de către medicul veterinar, pentru că în interiorul ei, în organele interne, pot exista viermi, paraziți, toxoplasma, care nu trebuie consumate de către pacienți. Mielul conține o cantitate mare de substanțe nutritive, de vitamine din grupul complexului B, și anume B1, B2, B6, B9, B12, biotina. Cum știm, toate sunt necesare pentru o bună funcționare a sistemului nervos. De prevenția degenerescenței neuronale, contribuie la metabolizarea grăsimilor și a carbohidraților. Un alt avantaj al consumului cărnii de miel este aportul zincului. Știm cu toții că zincul întărește sistemul imunitar, ajută la vindecarea rănilor, intervine în metabolismul celular, în sinteza ADN-ului, a RNA-ului și reglează și nivelul glicemiei în sânge. Pe lângă toate acestea, carnea de miel conține multe grăsimi nesaturate, și anume grăsimile bune, fiind o sursă importantă de omega-3 și omega-6. Conține foarte mult fier, conține foarte mult potasiu. Dar carnea de miel are un indice glicemic mic, este bogată în proteine și poate fi consumată și de către pacienții diabetici. Recomand carnea de miel să se gătească prin fierbere, înăbușire, coacere, sub formă de soteuri, supe și chiar tocănițe. Uleiul poate fi adăugat la final pentru a-și păstra toate calitățile din punct de vedere nutritiv. Gătitul umed crește digerabilitatea proteinelor, în timp ce căldura uscată le face mai greu de digerat. Carnea de miel este important să o asociem cu cât mai multe legume, cu produse bogate în vitamina C, vitamina B și beta-caroten. Porția corectă pentru carnea de miel este de 150 de grame, ceea ce înseamnă o palmă, estimativ fără degete. Este bine să nu depășim una, două porții de carne pe săptămână, având o cantitate destul de ridicată de proteină. Carnea de miel conține foarte multe purine, substanțe care metabolizate formează acidul uric care se depune la nivelul articulațiilor, determinând crizele de gută, sau la nivelul rinichilor, determinând formarea de pietre. Consumul cărnii de miel poate determina o indigestie manifestată prin dureri abdominale, dureri în capul pieptului, greață, vărsături, gust amar în gură, senzație de plenitudine. De aceea, carnea de miel nu se asociază niciodată cu pastele, cu făina, cu alcoolul sau cu pâinea, ci doar cu legume și în prealabil după ce a fost marinată 24 de ore. Se va pregăti de obicei la grătar sau înăbușită sau la cuptor, niciodată prăjită. Recomand evitarea consumului de carne în cea de-a doua parte a zilei, deoarece are un consum ridicat de proteină, ceea ce presupune un timp de digerare destul de mare al cărnii, de până la 4-5 ore. Mesele bogate în proteină scad nivelul serotoninei și crește pofta pentru carbohidrați. Din discuțiile pe care le-am avut cu medicii specialiști pe parcursul acestui sezon de Vreau să fiu sănătos, am aflat o mare parte din tot ceea ce ar trebui să știm despre ce înseamnă cancerul de sân pentru pacienta afectată. De această dată vom aborda problema din perspectivă psihică. Alături de mine este doamna doctor Andreea Meruță, medic specialist, chirurgie plastică și reconstructivă. Doamna doctor, ne-am propus să discutăm despre reconstrucție mamare și despre modul în care acestea le influențează psihicul pacientelor. Și în deschidere vreau să vă întreb ce sunt reconstrucțiile mamare. În primul rând, bună ziua! Reconstrucția mamară este un subiect foarte delicat din punct de vedere al pacientelor. Reprezintă refacerea sânului completă sau parțială după un tratament oncologic, adică după scoaterea sânului complet sau parțial în cazul unor cancere, dar în același timp se pretează termenul de reconstrucție mamară și pentru pacientele care au diverse malformații, care au avut arsuri cu pierderea sânului, care au avut diverse traumatisme, dar acestea sunt niște cazuri mult mai rare. De asta, de obicei, când discutăm despre reconstrucția de sân, ne gândim în special la pacientele de tip oncologic. Când se poate efectua această reconstrucție? Pentru că știu discuții despre momentul în care se face mastectomia sau după aceea, care este momentul optim, astfel încât psihicul pacientei să fie cel vizat. Există
Două mari categorii de reconstrucție ar fi reconstrucția imediată, care se face concomitent cu, cu mastectomia, și reconstrucția la distanță, care se poate face în situația în care pacienta nu are nevoie de tratamente complementare la aproximativ o lună și jumătate, două luni de la mastectomie, sau în situația în care va avea nevoie de tratamente complementare, cum sunt radioterapia, chimioterapia. Discutăm de o distanță cam de 9-12 luni de la terminarea radioterapiei. Deci întâi se face mastectomia, tratamentele și ulterior reconstrucția. Dar de ce? Cum interferează tratamentul cu o eventuală reconstrucție? Tratamentul, în special radioterapia, are un efect, poate avea un efect nefast asupra reconstrucției, ducând odată la periclitarea aspectului estetic și... În al doilea rând, poate avea niște complicații care să pună pur și simplu în pericol reconstrucția ca atare, în care necesită întoarcerea de urgență a pacientei în sala de operații, respectiv în situația în care apar arsuri foarte severe ale pielii după radioterapie. Din aceste considerente, în acest moment în lume există un consens în care se recomandă, dacă știm că pacienta va avea va trebui să facă radioterapie, să facem reconstrucție la distanță. Există protocoale care ne permit și reconstrucția imediată, chiar dacă pacienta face radioterapie, dar atunci pacientele înțeleg și își asumă posibilele complicații care pot apărea. Cum percep pacientele reconstrucția mamară? O acceptă, o cer, sunt foarte dornice să o facă imediat ce s-a efectuat mastectomia? Cam cum, cum v-ați lovit dumneavoastră de această situație? Depinde foarte mult de pacientă, depinde foarte mult de tipologia psihologică a fiecărei paciente. Sunt paciente care spun: eu nu pot stres fără un sân, nu mă interesează, eu accept orice, doar că vreau la sfârșit, când ies din sală, să am sân. Sunt paciente care spun: pe mine mă interesează să fiu sănătoasă, și care după ce trec de momentul acut vin și spun: dar totuși sânii ăștia nu seamănă cu ce aveam înainte. Așa. Și sunt paciente care sunt mulțumite cu orice, nu mai se poate să se îmbrace rezonabil. Acum trebuie să înțelegeți și dumneavoastră și telespectatorii că un sân reconstruit nu va fi niciodată identic cu ce am avut. Scopul nostru în chirurgia reconstructivă mamară este, în primul și în primul rând, să redăm pacientei senzația de integritate corporală. Este dorința de a permite pacientei să se îmbrace într-o bluză mai decoltată, să poată să meargă la plajă fără să aibă diverse constrângeri, să poată să-și reia o activitate socială fără a stârni întrebări ne la locul lor, fără a stârni suspiciuni și, în același timp, fără a-și readuce aminte de fiecare dată de episodul neplăcut prin care a trecut. Pentru că, din fericire, în ziua de astăzi, cancerul mamar este o boală cu o rată de supraviețuire și cu o rată de succes a tratamentului foarte mare. Și în reconstrucția mamară venim în îmbrățișarea acestei rate de succes a supraviețuirii pentru a crește calitatea vieții. Deci asta este, din punctul meu de vedere, scopul nostru. Apoi sunt paciente care nu se pot obișnui cu sânul reconstruit sau le ia mai multă vreme să se obișnuiască cu sânul reconstruit. Am vrut să vă întreb cât durează până se acomodează. Depinde de persoană. În primul și în primul rând, sânul reconstruit nu va avea aceeași sensibilitate pe care a avut-o sânul înainte de mastectomie, pentru că atunci când se face mastectomia se taie niște nervi și, din aceste considerente, sensibilitatea va fi diminuată. Dar, de exemplu, reconstrucția imediată, șansele de recuperare a sensibilității sunt cele mai mari. Un sân la care s-a făcut mastectomie și apoi a avut radioterapie va avea șanse mult mai mici de recuperare a sensibilității. Dar, apropo de abordarea reconstrucției față de către pacientă, pacientele cu reconstrucție la distanță, cele care au trecut prin momentul de lipsa sânului, au un grad de satisfacție mult mai mare și, în ciuda faptului că aspectul estetic este mai puțin optim decât în cazul reconstrucției imediate, gradul lor de mulțumire este mai mare, pentru că ele conștientizează de unde au plecat și înțeleg că este mult mai bine decât a fost fără. Ați spus de sensibilitatea zonei respective. Da. Mă gândesc și la durere.
intervine durerea în vreun fel după reconstrucție în anumite momente, de exemplu dacă ridică greutăți sau la anumite mișcări? Depinde de metoda de reconstrucție și depinde de tratamentele complementare efectuate. Ca și intervenție chirurgicală, orice fel de intervenție chirurgicală are un moment de recuperare a durerii. Recuperarea poate să dureze de la 2-3 săptămâni până la în jur de 3 luni, dar în general durerile cronice nu persistă. Mai pot fi resimțite în momentul în care se schimbă vremea, în momentul în care se întâmplă ceva, ca la orice fel ca de intervenție operație, chirurgicală, pot să fie resimțite niște jene, niște dureri. Dar în momentul în care s-a făcut radioterapie, s-a asociat radioterapia, radioterapia înseamnă o traumă care, din păcate, este necesară în tratamentul cancerului mamar. Dar e o traumă irreversibilă asupra țesuturilor și vindecarea se produce prin fibroză. Și această fibroză, această rigidizarea țesuturilor de sub piele pot fi prinși diversi nervi. În același timp, majoritatea pacientelor care fac radioterapie au și chirurgie axilară, care înseamnă că se scot ganglionii din axilă. Asta înseamnă că iară există un risc mult mai mare să persiste anumite dureri. Procesul de reconstrucție nu este un proces care va crește sau va scădea aceste dureri cronice. Durerile sunt legate predominant de mastectomie și de chirurgia axilară și eventual de radioterapie. Apoi depinde de modalitatea de reconstrucție. Există mai multe modalități? Da, există mai multe modalități. Există în mod clasic două categorii mari. Este vorba de reconstrucția cu implant, care poate să fie implant siliconic, implant sau expander, și reconstrucția cu țesut autolog. Adică înseamnă grăsime proprie? Nu, înseamnă reconstrucție cu țesut propriu. Există și variantă de reconstrucție doar cu grăsime, numai că sunt foarte puține paciente care au indicație pentru așa ceva. Există posibilitatea de reconstrucție cu țesuturi regionale, adică din vecinătatea sânului, sau reconstrucție cu țesuturi de la distanță, cum ar fi cu burta, cu o bucată de fesă, cu o bucată din partea superioară a coapselor. Există diverse tehnici de reconstrucție. În România, mare parte dintre paciente, în special pacientele care optează pentru reconstrucție imediată, preferă reconstrucția cu implant siliconic, în special din cauza faptului că e o reconstrucție cu recuperare mai ușoară, cu un rezultat vizibil imediat. Mulțumim foarte mult pentru explicații. Din păcate, atât avem timp pentru a dezbate subiectul. Vă mulțumim mult! Paștele, cea mai mare sărbătoare creștină, este un moment deosebit de important în viețile multora dintre noi, pe care dorim să îl marcăm ca la carte. Astfel că prima zi de Paște vine cu o serie de tradiții pe care poate le știți sau poate nu le știți. Noi vi le arătăm. Tu suflet, ține-te curat, că poți cădea oricând. Pentru venirea Domnului, că vine în curând. În fiecare primăvară după echinox, noi creștinii sărbătorim Paștele. Este perioada când, după cel mai lung post, cei mai mulți dintre noi fac abuz de preparate care mai de care mai delicioase. Oamenii respectivi trecând prin post s-au modificat niște constante biochimice ale organismului, a scăzut gradul de digestie, iar alimentele de dulce, să zic așa, sunt un pic mai grele pentru digestie și pot apărea probleme datorate acestor alimente mai grele. Carnea de miel este foarte bună, ouăle sunt foarte bune, vinul roșu nemaipomenit pentru sănătate, dar totul cu cumpătare. Această mare sărbătoare este o sărbătoare a echilibrului, o sărbătoare a armoniei. În perioada Sfintelor Paști, oamenii se împacă cu sine, oamenii își creează acea atmosferă
de echilibru cu mediul natural, cu mediul înconjurător. Și de unde vine acest echilibru? Din curățenia sufletească pe care înainte de Sfintele Paște o obținem prin acea perioadă de post, de rugăciune, de împăcare cu sine și cu taina spovedaniei. Dar dacă este să mă refer la ceea ce înseamnă sănătate pentru noi în ziua de Paști, este tot acel cuvânt miraculos, cumpătare. Cântecele pascale reprezintă un foarte bun stimulant pentru sistemul nervos al celor care participă la aceste slujbe, pentru a se regăsi și a-i regăsi și pe ceilalți cu bucuria pascală. Cele mai răspândite obiceiuri de Paști sunt spălatul pe față cu apa în care a fost pus un nou roșu pentru a avea o față frumoasă. Iar pentru a fi sănătoși tot anul, credința este că trebuie să începem masa de Paști cu ciocnitul ouălor roșii. Primul gest este cel al curățeniei în ziua de Paști. După această curățenie ne îmbrăcăm în hainele noi, pentru că sărbătoarea pascală înseamnă și primenirea naturii, dar și primenirea noastră ca oameni. Intrarea pe poarta gospodăriei țărănești, pășind pentru prima dată pe o brazdă de pământ pe care a crescut grâul de o palmă, ceea ce înseamnă și bogăție, ceea ce înseamnă și bine și sănătate. Toate aceste credințe religioase și credințe populare se îmbină armonios și așa într-un cumul de practici specifice acestei mari sărbători reprezintă sănătate, voie bună, bucurie, pentru că asta înseamnă sărbătoarea pascală. În majoritatea gospodăriilor, în această perioadă, s-a gătit din plin. Asta se traduce printr-o sumedenie de coale, cratițe și tigăi murdare, în unele cazuri chiar arse. Ei bine, în rubrica Tips and Tricks, noi vă arătăm cum să le curățați. Știți ce am făcut mai devreme? Am ars o bucățică de carne în tigaie. Dar nu este prima oară, mi se întâmplă deseori să ard mâncarea. Aia e! Și mă trezesc tot timpul cu tigăile foarte murdare și foarte greu de curățat. Desigur, un burețel este tot timpul la îndemână, însă așa nu-mi place să le umplu de grăsime și de mizerie, trebuie să le arunc oricum instantaneu după aceea. Și oricum, dacă frec tigaia, există riscul să o și stric. Așa că m-am documentat și am găsit o metodă foarte ușoară și care funcționează fantastic de bine atunci când vrei să cureți o tigaie foarte murdară sau o tavă foarte murdară. Pentru asta avem nevoie, desigur, de detergent, din care voi adăuga câteva picături. Peste detergent vin cu un pic de apă fierbinte. Am pus așadar două rânduri de șervețele de hârtie peste combinația de detergent și apă fierbinte și o să las să stea 2-3 minute, astfel încât hârtia să absoarbă mizeria și grăsimea din tigaie. Așadar, ați văzut, se curăță extrem de ușor o tigaie arsă cu această metodă foarte simplă pe care o avem cu toții la îndemână și sigur nu vom strica tigaia. Am auzit deseori despre faptul că ne putem îmbolnăvi grav din cauza unor dezechilibre emoționale, din cauza stresului. Ei bine, alături de mine în această dimineață este domnul doctor Ilie Dâmboi, un medic specialist oncologie, care ne va oferi mai multe informații din această perspectivă emoțională și psihică atunci când vorbim despre lupta cu bolile grave. Domnule doctor, de ce ne îmbolnăvim?
Este, cred că, întrebarea care, care stă pe buzele tuturor. Pe adevărat. Toți oamenii, absolut. În partea de cancer, cel puțin, că aici suntem ca, ca și temă de discuție, există o părere în care genetica sau o moștenire, poate o grea moștenire din familie, ar putea avea un rol determinant sau hotărător, pe care nu-l neg, probabil undeva până la 10% din procent. Cunoaștem toți cancer ereditare, mutații BRCA, sunt multe, nu detaliem. Dar cred că o bună parte din cauze ar putea fi căutate și în lucrurile care sunt în jurul nostru. Factori fizici, emoționali, modul în care ne alimentăm, aerul pe care îl respirăm, modul în care ne raportăm la cei din jurul nostru, modul în care relaționăm cu ei, emoții care sunt reprimate, lucruri care ușor, ușor ne trag în jos și ne duc în final spre dezechilibre și punctul final spre boală sau spre boli chiar grave. Știți că se vorbește foarte mult despre faptul că un anumit tip de cancer este asociat cu un anumit tip de emoție. Medicina convențională, să spun așa, a ajuns să pună cumva în paralel, să se gândească și la acest aspect atunci când pune un diagnostic și mai mult decât când pune un diagnostic, când abordează un anumit tip de tratament. Pentru că tratamentul este unul local, simptomatic. Ce facem cu cauza care a determinat îmbolnăvirea? Da, e un lucru foarte bine punctat. Medicina chineză detaliază, are tratate vaste pe partea asta și de cum circulă energia și de cum poate fi influențat și chi și tot. Din păcate, în medicina vestică și medicina pe care o practicăm noi, destul de rar vezi această preocupare sau aplicare care, în mod sigur, are beneficii mari. Simplificăm lucrurile și vedem numai partea fizică, avem o boală, punem poate un fel de etichetă și aplicăm un tratament cu rezultate uneori poate nemulțumitoare sau incomplete. Ce se întâmplă cu pacientul care vine la dumneavoastră și căruia îi dați un astfel de diagnostic? Cum percepe? Cum o primește? Cum primește informația? Ce vă întreabă? Ce vrea să știe? Nu întreabă, dar de ce? Ba da, în mod sigur, uneori întreabă, uneori nu. Depinde foarte mult. Fiecare om e unic. Unii își doresc să știe mai mult, unii își doresc să știe mai puțin. Sunt câteva etape descrise clasic, care nu înseamnă neapărat că trebuie să succeadă așa sau că fiecare pacient trece prin ele, sunt foarte bine cunoscute, cum ar fi la momentul când primești un diagnostic de acest fel foarte cu încărcătură negativă, cancer sau altă boală incurabilă, în prima etapă mulți pacienți trec prin etapa de negare. Adică spui, domnule, nu se poate, e o greșeală, ați găsit CT-ul, ați găsit biopsia sau ceva nu e în regulă aici, n-am încredere în ce îmi spuneți. Ulterior pot fi experimentate și fenomene de furie. Adică spui, domnule, uite, până acum am făcut totul bine, am muncit, am văzut de viața mea, uite, poate am fost chiar mai, mi se pare că am fost mai corect, mai bun, mai virtuos decât cei din jur, decât vecinul meu sau decât tot avem noi românii cu capra vecinului. De ce m-am îmbolnăvit eu? Dar de ce cancer? Dar de ce? Când eu am făcut totul bine. Deci o situație asta de furie și de nemulțumire. Apar și etapele de negociere în care încep să-ți asumi angajamente și spui, domnule, uite, în fața lui Dumnezeu, în fața celor din jurul meu, în fața mea, uite, promit să nu mai fumez, să fac lucruri bune, să mă ocup de mine, să mă ocup de cei din jur, să fiu mai bun. Sunt și momente când îți poți da seama însă că totuși încercarea e grea și ajungi în depresie și într-un final, dacă dă Dumnezeu ca lucrurile să meargă bine, ajungi la acceptare. Problema mare este când multe persoane rămân blocate pe parcurs, rămân în negare sau rămân în furie, o furie oarbă pe care nu știi să o folosești constructiv. Nu faci niciun demers diagnostic, nu faci nici tratament, amâni totul și pierzi în final foarte mult sau chiar îți pierzi viața. Cine ar trebui să intervină într-un astfel de moment în viața pacientului? Sunt multe de spus. Depinde de cei din exterior sau până la urmă totul se rezumă la propria persoană? Cred că fiecare la un moment dat avem nevoie de ajutor, chit că acceptăm sau nu lucrul ăsta. Acum ajutorul există și în oncologie, bineînțeles, conceptul de echipă multidisciplinară. Ajutorul poate să vină din multe locuri. Poate fi și din interiorul tău, dacă te cunoști foarte bine. Poate fi un prieten apropiat, poate fi, nu știu, un părinte duhovnic, poate fi un psiholog, un psihiatru. Dar de multe ori și într-o situație atât de tensionată, atât de încărcată, încât greu poate, cred că singur ai putea să-ți iei deciziile cele mai bune și corecte pentru situația ta. Se vorbește foarte mult, tot așa în prezent, despre gândirea pozitivă. Suntem ceea ce gândim. În tratament, în vindecare, cât de mult contează gândirea pozitivă și acest tip de gândire este cumva
analizată și din punct de vedere științific? Adică s-au făcut ceva constatări în sensul ăsta? Da, în mod sigur a fost o temă intens exploatată. Acum, bineînțeles, nu vorbim de faptul că, nu știu, ești într-o situație foarte gravă sau diagnosticul a venit într-un moment avansat și tu mai ai poate câteva zile de trăit și spui, o să mă fac bine. Sau, deci nu vorbim de situații astea de o credință irațională. Dar de cele mai multe ori, și sunt nenumărate studii care arată că pacienții, chiar și în situații grave, care gândesc optimist, care au o rețea de sprijin în jurul lor, care au, poate, nu știu, apelează poate la... poate și la biserică, la un părinte duhovnic, la un psiholog, la prieteni, la cei din familie, nu se închid în ei, nu se gândesc negativist, nu se gândesc în retorica toată viața am fost urmărit de rău, tot timpul mi-a mers prost, tot un jor îmi plouă. Chiar și eu încurajez pe oameni să nu se gândească pe cât se poate în felul ăsta și să nu se înconjoare de persoane sau măcar o perioadă să nu mai stea lângă persoane care tot timpul, genul de om căruia îi plouă tot timpul, orice îi spune, orice îi face, lui îi merge prost, toți îl prigonesc, toți au ceva cu el. Înconjurarea asta de iubire, de lumină, de lucruri pozitive, te ridică. Și am nenumărate exemple și în pacienți, între pacienții mei, și sunt nenumărate studii în care arată că vindecarea după intervenții chirurgicale dure, toleranța chimioterapiei, radioterapiei, toleranța tratamentului în general și supraviețuirea globală e mult îmbunătățită dacă gândești sănătos. Bine, poate faci niște schimbări pe stil de viață, pe alimentație, urmezi și tratamentul clasic, în mod sigur, dar contează foarte, foarte mult și aceste mici detalii care, în final, fac diferența. De ordin psihic și emoțional. Și de ordin psihic și emoțional, în mod sigur, în mod sigur, da. Mulțumim foarte mult pentru explicații, domnule doctor. Multă plăcere și sănătate. Sportul nu trebuie să lipsească din viețile noastre, mai ales acum, după ce mai mult ca sigur am consumat peste ceea ce ar fi trebuit să consumăm în mod normal. Desigur, urmează sport. Am auzit despre punctele trigger și am auzit că ele ar fi eficient de activat atunci când există niște dureri, niște încordări. Haide mai întâi, te rog frumos, să discutăm despre ce sunt aceste puncte trigger. Sunt eficient de dezactivat. Uh-huh. Nu trebuie să le activăm da, ca să le tratăm. Eu cred că toți cei care ne privesc au avut de-a face cu un astfel de punct cel puțin o dată în viață. Sunt niște ca niște noduri în mușchi, dar la nivel foarte, foarte mic, da, aș putea zice chiar microscopic, care dau niște dureri, fie în zona respectivă, fie referită. Adică durerea poate să fie și în altă zonă față de unde este punctul. Ca să le dezactivăm, trebuie să apăsăm, una dintre metode este să apăsăm pe aceste puncte după ce le identificăm, și să menținem acolo o presiune până la un anumit nivel al durerii care să fie confortabil. Adică nu trebuie să murim de durere. Nu trebuie să murim de durere, este clar, da? Pentru că o durere foarte mare poate să producă o altă durere. Ce ar trebui făcut? Cum trebuie să abordăm această problematică? Este destul de delicată pentru că aceste puncte trigger pot mima și alte afecțiuni. Ele dând durere în mai multe zone, spre exemplu articular, ar putea să mimeze o problemă de tip artrozic. Sau dacă avem un punct trigger în zona fesieră, atunci poate să mimeze o afecțiune a nervului sciatic, pentru că durerea ar urma acel traiect nervos. Și cine ar trebui să facă un diagnostic, să pună un diagnostic? Un diagnostic ar trebui făcut de către medic sau de către kinetoterapeut. Cele mai comune sunt în zona umerilor, da? Și în zona spatelui. Pentru că stăm foarte încordați, nu? Când stăm la birou sau... Da, unul dintre motivele pentru care apar punctele trigger sunt posturile prelungite sau viața sedentară sau folosirea unui mușchi în exces și în mod repetitiv. Cum suntem noi femei care purtăm geanta pe un singur umăr, nu? Ar putea fi? Ar putea, da. Dacă este ținut destul de mult timp și destul de multe zile pe același umăr, ar putea să apară și cu acolo greutate considerabilă. Ar Bun. Putea să apară un punct trigger. Arătăm un pic da. Ceva? Bun. Spre exemplu, dacă avem un punct trigger la nivelul trapezului superior, trebuie să fim foarte atenți și să nu mergem cu o presiune foarte, foarte mare imediat. Și rămânem acolo. Spre exemplu, am găsit durerea. Durerea este una care urcă spre cap și menținem acolo presiunea, poate chiar și câteva minute sau până când nu se mai simte durere.
un autotratament pentru musculatura spatelui, dacă avem o problemă cu vreun punct trigger acolo, putem să folosim o minge de tenis pe care să o punem la perete și noi să ne așezăm cu spatele pe ea. Precum fix. Ursul din Cartea Junglei. Da, dar ideea este să stăm acolo, nu să mergem sus-jos, să trecem peste acel punct. Mulțumim foarte mult pentru explicație. Plăcere! Dragilor, ediția de astăzi Vreau să fiu sănătos a ajuns la final. Vă mulțumesc că ne-ați fost alături. Mulțumim de asemenea sponsorului nostru, Catena, Farmacia Inimii, pentru sprijinul acordat la realizarea emisiunii. Eu vreau să fiu sănătoasă și vreau să vă conving și pe voi să spuneți Vreau să fiu sănătos!